Vaccinul împotriva COVID-19 dezvoltat de Sanofi și GSK prezintă rezultate bune în primele etape ale testelor clinice, ceea ce le va permite să treacă la testele clinice de fază avansată. Are o eficacitate de aproape 100% după a doua doză la toate grupele de vârstă. Colega mea, Tora Petri, a citit raportul și se arătură acum cu mai multe detalii. Tora, să ne așteptăm în curând la un al cincilea vaccin anticovid, poate chiar pentru România. Rezultatele interimare ale fazei a doua au arătat apariții de anticorp de 95% după a doua doză în toate grupele de vârstă, adică 18-95 de ani la toate dozele, cu o toleranță acceptabilă și fără probleme de siguranță a transmis Sanofi. Faza a treia va începe în următoarele săptămâni și va implica peste 35.000 de, de persoane, cu speranța că vaccinul va fi aprobat până în trimestrul 4. Așadar, s-ar putea ca la finalul anului să avem un nou vaccin anticovid. Întârzierea vine după anul trecut, un studiu pe om a condus la un răspuns imunitar insuficient. Până acum, Sanofi a încheiat acorduri de achiziție cu Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, Canada și Marea Britanie, dar și cu programul COVAX al Organizației Mondiale a Sănătății. Care este tehnologia folosită de cei de la Sanofi pentru dezvoltarea serului? Vaccinul funcționează pe bază de proteină recombinată, ajuvantă, adică o tehnologie folosită de mult timp în lupta împotriva gripei. Vaccinul este termostabil, adică un vaccin mai practic și nu este nevoie de condiții speciale de depozitare. Sanofi dezvoltă de asemenea un al doilea vaccin împreună cu societatea americană Translate Bio, care are la bază tehnologia mai recentă a RNA-ului mesager, folosită în vaccinurile Pfizer, BioNTech și Moderna. mulțumesc, Tora!